Urmărește toate meciurile din Liga 1, din orice colț de lume, pe primaplay.ro. Centrarea lui Eder, balonul ajunge la Păun, care trimite pe 6 metri, fază complicată, terminată până la urmă cu mingea în brațele lui, de a bubui mingea în afara terenului. Da, o fază la care vedem că sunt acolo niște dueluri. Mitrea ce trimite în afara terenului. Da, iată momentul în care este tras de tricou. În mod clar, Mitrea, Gustavo, centrarea lui Gustavo! Balonul lovește transversala! Reluarea lui Crețu, excepțional! Aletacă, perfect, colțul scurt, deviază și mingea nimește transversala, mare ocazie de gol pentru olteni. Dat afară de FCSB, fotbalistul care a jucat ani de zile în Slovenia, a venit la Craiova, nu s-a impus cât timp echipa a evoluat în acel... Aganović, la învăluire este fostul jucător al Craiovei, Bărbuț. Bărbuț, acțiune excelentă, balon scos la Dumitrescu, care dă cu stângul. Foarte bine, dar și Piliaceli. Șut frumos, Piliaceli este acolo. Pus în ambele meciuri cu FC Argeș din semifinale. 2-0 acasă și 1-0 ieri la Pitești. Centrarea lui Vătăjelu! Mare ocazie! Oh, am văzut mingea în poartă! Este o ratare monumentală a lui Ivan. Nu este offside. Vătăjelu, jucător de picior stâng. Trei adversari. Încoată Bărbuț, încoată Aganović, centrare, mare șansă. Mare șansă pentru Șepși, dar Tudor, deși au avut în față mulți adversari, Bărbuț și Aganović s-au distrat cu apărarea oltenilor. Pasa lui Ivan Baiara. Markovic, no. Aici trebuie galben. Nu poate scăpa Markovic. Un contact minim, după care priviți-l cum se aruncă. Bine, cred că Feșnic, lui Feșnic i s-a părut că el s-a împiedicat, așa s-a și întâmplat, dar numai încercări de a simula. După părerea mea, Iovan Markovic ar fi trebuit să primească un cartonaș galben. Simulează Eder la o împingere din partea lui Ivan, sigur gestul este tensiune, Camp nu a reușit să le transmită jucătorilor săi că trebuie să-și păstreze calmul, că vor exista, este normal să existe asemenea provocări pe parcursul partidei, cel puțin cât timp scorul dublei manșe este favorabil lui Șef și Sfântul Gheorghe. Tudorie, Bărbuț se insinuează în spatele adversarului, rămâne la minge. Bărbuț, Aganović în fața golului, apără Piliaceli. Ocazie uriașă pentru Șepși. Intervenția fantezistă a lui Bancu este cea care a produs aceste pagube. Tot Bancu s-a revanșat pe undeva prin această intrare prin alunecare care închide colțul lung lui Aganović, obligându-l să dea pe scurt colțul portarului. A cam fost hands. Centrarea lui Eder. Balonul este respins de același Baiara. Faza continuă cu Aganović. Aganović și mingea deviată ocolește stâlpul din dreapta. Imense, ratate de atacantul croat, care are 20 de goluri marcate până acum în Liga 1, unde a jucat la Brașov, la Viitorul și la FCSB. La alibi, atunci când încerci să lași jocul liber, sigur că riști, alunecă Vătăjelu. Ștefănescu, Piliaceli, salvează încă o dată. Șepși,
de ziua foarte bună pe care a prins-o Mirko Piliaceli. N-a dat rău Ștefănescu. Pas excelentă la Tudorie. Tudorie este blocat. Screciu a avut o intervenție foarte tare. Ocazie după ocazie ratată de Șepși, s-ar pute, în care domină autoritar, dar nu reușește să înscrie. Intervenție în concentrare, din nou cade în careu un jucător al lui. E din nou o ținere, am văzut-o a lui Bancu. Asta este însă mult mai blajin față de ce s-a întâmplat în prima repriză. Faultul lui Screciu. Centrarea este bună. Ivan alege această variantă a unei reluări din foarfecă. A făcut semn de schimbare. Pare lovit. Nu este offside. Centrarea lui Vătăjelu. Ivan avea alte soluții. Execuția asta fantezistă i-a iritat pe suporteri. Taganovic. Ștefănescu intră în careu. Ștefănescu, gol Șepși. Ștefănescu înscrie. Șepși conduce 1-0. Omul care a înscris și în partida tur dă lovitura firesc și aici în bănie. Firesc pentru că meciul are nevoie de două goluri. Poziție neregulamentară cât a lui Tudorie. Cred că a influențat jocul. E posibil să fie fost un offside acolo. Tudorie n-a atins balonul, dar cred că a influențat un pic jocul. Bancul pierde pe drum pe Ștefănescu și acesta găsește o soluție să-l învingă pe Piliaceli. 1-0. Centrarea lui Bancu n-a dat rău, prinde Nițui. Luptă de cap, unei victorii importante în startul campionatului trecut pentru Craiova la Sfântul Gheorghe. Era chiar prima etapă, iar Colic reușea să înscrie, e drept după, dintr-o poziție suspectă de offside. Centrarea lui Pap. Wow, superbă execuție a lui Vătăjelu. Ce șut! Regecamp nu mai are soluții pentru ofensivă. A trimis pe teren toate rezervele care puteau schimba ceva pe faza de atac. Și pe Nistor, și pe Rogulici, și pe Câmpanu, și pe Colici. Cei care au mai rămas, Vlădoiu, Găman, Bic și Marius Constantin, sunt soluții pentru apărare. Golovka nu mai avea cum să-l ajungă. Minutul 84, 3-1 pentru cei de la Șepși. Este eliminat Adnan Aganovic, care nu va juca în finală. Vă spuneam, protesta vehement. A protestat și acum, da, a cerut galben pentru Câmpanu, așa trebuia să fie. Aganovic e al doilea galben și dacă se califică Șepși, nu va juca în finală. Ce... Nu știu cum să-i spui, ce lipsă de profesor. Nu mi s-a părut, este roșu direct pentru Bancu. Este și pentru Lucas în roșu. Nu înțeleg nimic. Nu cred că pe Lucas îl calmează. Stai aici, îi spune Feșnic. Bancu ia roșu, să vedem dacă a fost chiar așa de dur. Faultat, chiar atât de tare. Ia să vedem ce se întâmplă. Da, este. Loftură cu capul în piept, decizie corectă, Luca Sănia și el galben.
Bancu este eliminat, mai aruncă și cu mingea Nașkovski. Probabil 3-4 etape de eliminare pentru Bancu. Da, pe reluare este un gest deosebit de urât, iar acesta este chiar condamnabil. Bancu este cel, dacă Șepci se califică, va fi desemnat jucătorul partidei.